În seara de Moș Ajun, toți copiii se adun să asculte cu folos ce se spune de Hristos. Magii steaua urmăresc, mergând ca să-l vadă, îngerii din cer privesc, cântând timp de slavă. Așa cum spunea poetul și filozoful Lucian Blaga, că veșnicia s-a născut la sat, lumea mirifică a spațiului rural vine parcă din vremuri trecute cu acel farmec care ne fascinează. Din bătrân se spune că aceste colinde au fost lăsate de Dumnezeu pe pământ pentru a-i scăpa pe oameni de păcate. Ele aduc în casele gospodarilor sănătate, rod bogat și speranța împlinirii tuturor dorințelor. Colindița nu-i mai multă, să trăiască cine ascultă, sus la ceruri o înălțăm și la gazde o închinăm. O închinăm cu veselie și cu mare bucurie, că am ajuns seara de ajun a bătrânului Crăciun. Sus, mai sus v-am înălța, ce-am știut ne v-am cântat, rămâneți dar sănătoși, sănătoși și bucuroși, că am ajuns seara cea sfântă când colindele se cântă, sărbătoarea lui Hristos.